Salut! Salut, salut, salut! Da, repede, împrăștiem reposturi prin grupe. În 10 minute cred că termină live. Salut, băieți! Salut, prieteni! Vorbeam cu Ieșanu cu 30 de minute în urmă, sunat pe mine, și mă întreabă, tu te uiți la Maia Sandu, la Mariana Rață? Și eu zic, băi, nu mă uit ca să mă rup de nervi. Zic, ești, uite, e interesant acolo. Și m-am pus păcatele și am intrat eu pe ultimele 20 de minute la emisiunea asta. Fraților, eu mai mult live-ul să-l fac pentru PAS și pentru Maia Sandu. Serios vă spun, fiindcă Zelenski era clown când a venit în politică. Era clown, adică cei ce face la acum în Ucraina, asta este meseria lui de bază. Adică să distreze lumea. Clownade, adică țârc. Fraților, eu am văzut numai 20 de minute din emisiune. Băi, fraților, ăștia din PAS, președinția, băi, băieți, voi aveți probleme mari. Eu vă recomand să analizați, erau aproape 3.000 de oameni în live. Băieți, acolo erau 90% din comentarii, erau negative. Nici eu așa comentarii n-am avut niciodată. Măcar că erau troli de voștri care trebuiau să mă discrediteze, să mă nerveze, ca eu să încep să pierd controlul și așa mai departe. Băi, frazor, eu așa ceva încă n-am văzut. Că s-a întâmplat ceea ce am scris eu azi în comentariu, când a făcut Mariana Raț anunțul Facebook, o să fie astăzi emisiune cu Maia Sandu și eu am scris că babkin i hadi, eu știu ce o să fie. Nu cunosc, nu știu, n-am competență. Alte cuvinte, eu n-am auzit. La orice întrebare, Maia Sandu perivodește strelșile. Și cel mai interesant, ea deja devine jenantă. Adică, băieți, în primul rând, nu mai este Maia Sandu ce e cu încrederea care o avea. E înțelege că e să duce la vale, deci ea acum devine încet, încet o jertfă sigură pentru opoziție. Cu părere de rău, la noi opoziție normală noi nu avem. Asta e cel mai strașnic, băieți. Cel mai strașnic este nu că PAS să duce la fund. Noi nu avem cu cine înlocui. Băieți, vă spun eu, cel mai strașnic în Moldova este nu că v PAS să duce la fund. Asta e clar, asta eu încă în electorale v-am spus vouă. Că oamenii ăștia care vin la putere acum, oameni care toată viața au mutat hârtiile cu locul, ei n-au idei de economie, ei n-au idei cum funcționează un stat. Ei sunt teoretici. Era clar. Băi, dacă dânșii nu i-a dus capul, să iei măcar, băi, un 50 de oameni de treabă. Să iei măcar câțiva de treabă. E dezastru, fraților. E dezastru. Băi, de dânșii, deja râde, băi, Tauberg, Dodon, își bat joc de dânșii. Și ei se fac plouă. Voi înțelegeți sau nu? Eu, credeți-mă, chiar vorbim azi cu Ion și spun, băi, Ion, tu înțelegi, eu n-am scop să fac carieră politică. Pentru mine participarea în alegeri parlamentare a fost suficient, a fost ceva nou, care am vrut și eu să încerc să văd cum e să... Era adică cum ar fi o jucărie nouă. Eu n-am, fiindcă eu mă bag acum în niște proiecte, eu chiar să vreau să mă bag în politică, nu pot. Chiar nu pot, fraților. Ei trebuie rubli. Eu nu pot să mă bag în politică și să fur bani de la moșnești, de la copchii, înțelegeți? Eu banii fac în business și la revedere, înțelegeți? Eu n-am 30 de ani, cum avea usate când
avem complexul ăsta de băiat tânăr și vrei să-și pui poziția, să devină important și a intrat în politică și acum mai pare rău. Eu de m-am 49 de ani, eu n-am probleme cu frustrări, cu realizări în viață. Eu de atâtea ori am fost sus și jos, că credeți-mă, eu nu mai am nevoie de chestii de genul ăsta. Dar noi nu avem echipa alta. Înțelegeți? Este incredibil. Eu mă uitam, e ca este 20 de minute la urmă. Băi, Mariana Rață arăta mai încrezut în sine decât Maia Sandu. E stătie parcă era plouată. E înțelege că e pierde teren de sub picioare. Și pățănașă din pas, dacă vouă vă pare că dacă iese lumea în stradă, dar nebunii ăștia o să o scoată, nu eu. Nebunii o să o scoată. Al de Crăjdanski Congres, al de Dodon, al de Șor. Dacă vouă vă pare că o să vie NATO să vă apere, aveți exemplu Afganistanului. Voi și nu știți legea numărul 1. Noi nu ne băgăm în interesele altor țări. Băi, o să fiți ridicat pe sus. Băi, treziți-vă odată. Băi, voi aveți maximum la dispoziție o lună de zi. Ce se întâmplă? Și cu voi, nebunilor? Voi aveți înțelegere cu Șor. Că chipurile astea o să fie opoziția voastră. Și amui ușor îi cresc procentele, fiindcă trec așa de la Dodon, care e mai șmecher, care tot viața a făcut politic pentru ruble. Băi, Șor o să vă trăsnească, Șor e evreu, el e băie deștept. El o să vă trăsnească, voi înțelegeți sau nu? Șor e dracu! Voi, dacă aveți înțelegere cu Șor, voi sunteți jertfi sigur, voi sunteți proști, băieți. Voi nici nu înțelegeți cum lucrează mecanismele la șmecher. Băieți, eu nu dau vin acum pe pas. Fraților, eu înțeleg că gazul a crescut în toată lumea. Dar trebuie să fim corecți. Nu s-a negociat cum trebuie. Eu înțeleg că a crescut motorina și benzina în toată lumea. Dar trebuie să fim corecți. Ei au crescut și accizele când au făcut bugetul pentru anul 2022. Deci asta tot este legat. Trebuie să recunoaștem asta. Băieți, eu înțeleg că Damir este eliberat legal din pușcărie. Eu de asta înțeleg. Dar ei trebuie să iasă să-i explice. Noi nu putem să băgăm un ofițer care a funcționat sub acoperire la pușcărie. De ce? Fiindcă legile sunt așa create. Acolo e complicat. Acolo merge tot pe sistemul secret de stat. Înțelegi? Și pur și simplu vocația lui Damir s-a folosit de asta. Dar ei trebuie să iasă să recunoască asta. Iar că cu Jocaru eu am întrebări. Acolo sigur e mult. Ghia nici nu recunosc. Îi fac prostii și ascundă cămâța rahatul lut. Înțelegeți? Băi, Maia Sandu, schimbă-ți consiliere. Trimite neamțul acasă. Trimite-l neamțul acasă. Putin nu trebuie să intre cu armata în Ucraina și în Moldova. Putin e suficient să facă la nivel de parlament a Rusiei să facă un anunț că în caz că Ucraina se întoarce în CSI și Moldova se întoarce în CSI, devine membru așa numitului nouă Uniune Sovietică, gazul va fi 20-30 de dolari. Și vă garantez că lui Putin nu-i trebuie armată să iei tătă Ucraina și Moldova și încă și tătă România și Bulgaria și tătă Europa. Voi n-ați înțeles. În ziua de azi, când noi vrem confort, când noi vrem iPhone, când noi vrem Mercedes, când noi vrem BMW, când noi vrem Dolce Gabbana, noțiunea de patriotism nu există. Nu mai există. Există interese și confort. Asta este tot țirc, băieți, asta e un fel de joc psihologic între America și Rusia. Înțelegeți? De ce n-ascultați voi poveștile astea, nu o să fie niciun război, nimic, absolut. Eu vă spun serios, dacă se face un anunț la nivelul guvernului Rusiei, că noi dăm la Ucraina gazul cu 30-40 de dolari, 1000 de metri cubi, și la Moldova, eu vă garantez, că se unește și Ucraina și Moldova și se unește și jumate de România. Înțelegeți sau nu? Eu când aud chestiile astea, eu când văd circul ăsta, toate manipulările astea ieftine, minimă înflă râsul.
Și asta știu toți. Polițienii asta știu că asta e circ. Înțelegi? Și ei și-au făcut gros un parlament cu stacanul cu apă, a fost circ. Și ei și-au făcut el pod la Transnistria, a fost circ. Măi, dar în procuratură, mi-a plăcut chestia asta, că noi facem reforme care nu se văd. Doamna Maia Sandu, îți explic eu, că lemnar, indiferent ce reforme fac eu în țăh, indiferent, schimb cu locul mașinile, înțelegeți, da? Deci, abarudvânea. Că trag poate alte electric, schimb lămpele. Deci, chiar și în procesul acestor reforme în țeh, țehul deja începe să funcționeze mai bine. Eu nu știu ce fel de curățenie faceți voi în sistemul juridic și în țara asta, că la voi țara arată mai ca dracu decât pe vremea la toți bandiți. Mie nu și-mi pare că asta e mai mult seamănă a podstavă decât a reforme. Mie îmi pare rău, sincer. Și eu aș vrea foarte mult să cred că Maia Sandu nu e implicat în toate schemele astea. Dar dacă ea este implicată, asta înseamnă că este o femeie deșteaptă măcar. O să pui niște rubli deoparte și măcar o să treacă în josirea asta din partea poporului, cum a trecut și Filat și toți, și Șor și Platon și toți au trecut, dar măcar au rămas cu rubli. Dar dacă ea într-adevăr nu e băgată în scheme, dar este folosită ca o cârpă și o să fie aruncată pe urmă la gunoi, atâta timp cât ea este înșiptă și cu caracterul ăsta ei, băi, ea să moară pe urmă de rușine. Înțelegeți? Dacă ei femeie deșteaptă, ca majoritatea femeilor, care totuși trag la bani, ele sunt practici, asta e un plus a femeilor, băieți, asta nu-i rău deloc. Deloc nu-i rău, nu vă supărați. Vreți femei frumoase și femei de treabă care să faci cu dânsele copchii, care să aibă grijă de copchii, băieți, trebuie să știți gata să plătiți rubli. Înțelegeți? O femeie care se respectă, ei trebuie garanții de stat. Înțelegeți? Așa e viața. Așa și aici. Dar dacă ea asta, într-adevăr, e corectă și tot brigada asta l-a filat, frumos o sapă, ea s-o termine foarte rău. Băieți, voi înțelegeți, se arată tot într-adevăr ca dracu. E practic tot ce-o promis, eu o încălcat. Practic. Cu Miguel și lui o promis, că n-ați și proști. Voi dovedeți câte filme se învârtesc pe Facebook. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă fățărnișie. E că de atâta la mine toate life-urile se păstrează în Facebook. De atâta, băieți, eu nu căsesc. Că dacă eu aș vorbi civilizat așa, fără maturi, m-aș fără mamă așa în fața voastră, apoi că life-urile și ele uneori mai scăp câte o păsărică, dar la mine sunt multe păsările. Apoi în caz de eu aș lua decizii, să fac carieră politică și așa mai departe, apoi aș scoate în primul rând life-urile astea, altul cum greșești, stai om, înțelegi? Dar eu sunt așa cum sunt. Eu n-am probleme. Fiindcă orice om o să... Dar cine răsânează? Eu știu cine e americanul. Noi am văzut milioane de filme de lui. E că asta arată ca fățărnișie. Eu mă uitam și la Litvinencu cum se comportă. Ei se comportă ca niște majori care i-au dat tata, i-au umplut tata buzunarul cu bani, s-a dus în acest noi club și el zice, e frustrat, el zice, știi că el nu merită banul ăsta, știi că el e un nimeni, că trăiește pe bani străini, dar banul ăsta din buzunar îi încălzește sufletul. Îi dă o leacă de încredere, să devină mai obraznic, mai șmecher, mai așa, mai jucăuș. Și mă uitam la Litvinencu. Băi, Litvinencu, eu nici nu știam că tu ești așa de jucăuș. Așa, ai început să flirtuiești cu doamna Raț, așa să-i zâmbești, să-i dai din ochi. Băi, tu ești așa un băiat foarte sexy dintr-o parte. Incredibil. Băi, arătați ca dracu. Bă, uite atâți analiștii ăștia, anticriștii ăștia, care iese pe la emisiuni cu pampersul plină, tot am văzut în câteva minute, băieți, eu nu mai am sănătate să mă uit adânși. Eu sincer vă spun, nu mai am sănătate să mă uit adânși. Și mă uit la atâți ăștia de Pașca, care, înțelegi, iar spune multe, dar dacă capusta vine de la europeni,
и трябва да филтрира. Да, боец. Am luat-o peste bătare. Da, Maia Sandu cred că e gata. Și pas tot. Cu păreri de rău. Ne așteaptă chestii foarte vesele, vă spun eu. Și păcat că noi nu avem, într-adevăr, nu avem chiar și pe cine alege acum. Majoritatea sunt teoretici, sunt mai mult cu fiță. Nu sunt pregătiți, n-au nici carismă, n-au nici creativitate, n-au nici pregătire profesionistă. Eu nu știu, nu știu. Chiar să iasă lumea în stradă și să vii calare peste dânsă, eu nu știu cine poate să vină acum la puterea Moldova. Vorbesc serios acum, eu nu văd pe nimeni. Așa că... e dezastru. Băi, dar cu chestia asta, cu factura, dar tu ți-ai dezis, adică v-ați dezis de ajutor. Mai Sandu, noi aici la Cășcaus ne-am dezis, că noi nu folosim gaz. Noi ne-am dezis aici la țară, 999 de sate s-au dezis. Înțelegi? Băi, tot e de oaia. Ați ajutat luna trecută bogații să plătească gaz. Ciuban sau Ciuban, cum dracul cheamă este de la Moldova Gaz. El, pe o lună urmă sau două săptămâni, plângea că factura e mare, că el cum a susperiat, ca să aflăm azi că are 250.000 de lei salariu. 200.000 de eu. Câtă fățărnișie, băi băieți, câtă bătaie de joc de noi. Asta sunt oamenii care nouă ne spun că noi trebuie să fim solidari cu dânșii. Voi înțelegeți? Ei toți ies, Gavriliță, Maia Sandu, Spânu, Ciobanu, toți ies și ne spun nouă că noi să fim solidari. Adică cartofile noastre prăjite. Înțelegeți? Le mâncăm noi, dar ei mănâncă caviar în continuare. Adică noi să ne oprim la cartofi prăjite, să mai vindem și mai vin prin prejurul casă, ca să supraviețuim, dar eu o să mănânc și caviar. Asta numește solidari. Eu ne închipui, eu nu degeaba când eram la lege, am propus un proiect, prin lege toți fie obligați să meargă la serviciu în transport public. Eu ne închipui să meargă deputații de la PAS în Parlament acum și miniștri cu transport public. Băi, eu o să ies de acolo spălați cu stuchet. O să ies stuchet din cap până în închișoare. Înțelegeți? Eu vă spun serios, eu doar vorbim, băi, prin lege asta trebuie să fie obligatoriu. Salariul să fie înghețat, să fie în toată țara, fiindcă suntem în pământ, la pământ suntem, să fie salariul maxim 1.000 de euro, indiferent cine ești în țara asta. Că lucrești la întreprindere de stat, 1.000 de. În privat poți plătești 100.000 și 200.000 și 1.000.000 de lei pe lună. Băi, nu poți să ai, băi, la întreprindere de stat, băi, 1.000.000 de lei salariu. Doar sunt nebuni, băi, care au 2.000.000 de lei. Ia că este are 2.000.000 și mate și acolo statul are procent în business la Moldova Gaz. Dar prostia asta cu Pridnistrovia, cu zavodul ăsta lor. Băi, Gavriliță, deși tu nu spui a cui se interesă? Interesă doar nu s-a Transnistri. Interesă doar s-a pățanilor din Chișinău care se ocupă cu adusul metalolomului. Transnistria câștigă numai de la prelucrare. Asta zdrugi lui Filar. Deși tu nu spui interesele cui tu le aperi? Înțelegi? Tu vorbești de poporul din Transnistria. Pizdeți-i mulți și mai câștigă bani oamenii care trăiesc în Transnistria de la uzina metalurgică. Ei câștigă numai fumul care ies și o travă din țevi. Eu nu înțeleg. Voi de aici vreți să-i puneți cu botul pe lavi, știți că gazul care îl ie uzina și el nu-l plătește și voi vă bateți capul că ei să aibă relații economice cu Europa. Spune-te și atunci măcar. Spune că pățanii care vă sponsorizează sau prietenii de familia soțului. De ce nu ieși să spui? Cine câștigă cu metalolomul în România? Băieți, vă spun eu, de ce treceți drumul la Iași? La primul depozit mare de metalom care cară metalom. Ce își întrebați? Cu ce firmă din Moldova lucrează? Dar nici nu trebuie să întrebați. Întrebați paznicul. Cine-i papa din Moldova care aduce metalolom la Iași? Și voi să hiriți că nu o să aflați cine. Vă și vă pare că...
că toată Pridnistrovia, toată mafia din Pridnistrovia lucrează așa simplu cu Europa, fără susținerea băieților de la Chișinău, voi și glumiți sau și... Băieți, Pridnistrovia e terminată în 24 de ore dacă îi se închide kislorodul. Dacă băieții de la Chișinău nu aveau rubri de la Pridnistrovia, Pridnistrovia în ziua de azi nu funcționa ca stat. Voi nu înțelegeți că tot ce vă povestesc, voi, asta sunt bancuri, asta sunt catletii. Înțelegeți? Teți pățănașii ăștia, îi teți cu variante. Uf, prieteni, băieți, faceți încă câte un repost și la final eu am să vă spun una. Băieți, poporul ăsta nu-i vinovat cu nimic. Iarăși, mă întorc la discuția mea cu Ion. Că el tot, bă, Igor, poporul ăsta își merită soarta. Și eu îi spun, Ion, dar de ce el își merită soarta? Și vinovat poporul ăsta? Că el lucrează de noapte până noapte ca să-și facă o bucată de timp și el nu are timp să uite ceva care să-l ajute să crească ca om în Facebook, în YouTube. Și să uite poporul ăsta. Tot pornografia asta. De unde vrei el să crească? 30 de ani pe noi ne-au manipulat. Ne-au educat așa, că dacă luăm pe o palmă, pe un obraz, întoarcem alt obraz. Să ne bucurăm că ei nu ne-au luat tot. El nu-i vinovat cu nimic. Poporul ăsta, catare, nu-i vinovat cu nimic, așa numit popor. Noi am fost 30 de ani dresiruiți. Asta e rezultatul la dresirovca care au făcut-o cu noi, toți șmecherii ăștia. Dar încet, încet, oamenii își revin, băieți. Mi-au plăcut toate live-urile astea de pe Facebook, care le fac românii, împotriva rușilor. Bă, vă râsul! Cum spun ei, și să își insultăm? Cu cine? Cu frața noastră de aceeași religie? Cu cine? Pentru cine? Pentru Kaufland? Pentru Kaufur? Pentru Lidl? Pentru Iohannis? Pentru pădurea care ne-a tăiat austriești 70%? Pentru Petrom care aparține tot austriești? Pentru cine să luptăm? Și băieții ăștia au dreptate. Fix așa și moldoveni. Noi pentru cine să luptăm? Pentru pământurile care sunt date arendă la cetățean cu cetățenie americană? Care ține cea mai mare suprafață de terenuri din Moldova. Pentru ce să luptăm? Că să zdohnim și să vină alții să-ți iei bucățica de pământ care o mai ai? Pământul ăsta care e rupt din rai, băieți. Noi avem pământ rupt din rai. Țineți minte. Dacă era pământul și ala pe care creșteau copaci în rai, era pământ moldovenesc, băieți. Asta vă spun eu. Înțelegeți? Nu degeaba este o vorbă la român. Dumnezeu când a îmbrățișat pământul și l-a sărutat în partea Moldovei. Ca să înțelegeți. Ce pământ avem noi? De tâta, băieți, tot e business. Tot e business și manipulare. Și noi trebuie să fim deștepți, băieți. Deștepți. Noi trebuie să analizăm deștept. Înțelegeți? Este Litvinenko șalun. Da, e șalun. Așa că, prieteni, eu am rămas surprins. Eu vă spun sincer și eu le recomand la frații, la prietenii mei din PAS, băieți, luați tot filmulețul cu Maia Sandu la TV8 și analizați toate comentariile. Și voi să înțelegeți că aveți mari probleme. Voi aveți într-adevăr mari probleme. Și ori voi vă apucați de treabă și schimbați ceva, să voi să nimeriți primii pe răzdaciu. Și nu vă scoate nimeni, nici americani, nici europeni. Fiindcă voi ați dat-o în bară. Număr, poveștile astea cu deblocarea banilor europeni. Nu merg, băieți. Asta nu vede nimeni. Nu vede nimeni. Proiectele astea voastre pe hârtie, nu le vede nimeni. Situația e foarte complicată. Poporul vrea să vadă șmecher la pușcărie, băieți. Ei numai asta o să aprecieze. Ei o să fie gata să înghețe de fric, să mănânce mai puțin. Dar ei vor să vadă dreptate. Și ei și faceți voi nu înseamnă deloc dreptate. Asta înseamnă mai mult a manipulare. Voi îmblați permanent cu minciuna. Băi, șalunișca ăsta de spânul, el știe foarte bine și cât o scoate, și cu caseala asta.
Până și eu pic în mână și îți fac calcul după prețuri, după proporții, înțelegi? Vă fac toate calculi cât o să fie prețul la energie și la ce vreți. Și cu comportamentul ăsta lui de caseală. Voi vă gândiți că voi cu minciuna, voi nu înțelegeți că vine aroganța asta a voastră. Mai mult provoacă oamenii încep să vă urască. Înțelegeți? Deci oamenii deja încep să vă urască, băieți. At lvida nenaviste adin șac. Voi nu vă dați seama cât de tare pe voi vă urăște lumea. Voi uitați-vă la mine în comentarii. Câte comentarii erau înainte negative când eu vă criticam. Și uitați-vă cum au rămas 2-3 oameni. Și s-a tânat capusta la troli. Înainte erau cât 60-70 de oameni și deu calare pe mine în live-urile mele și permanent mă trimit eu, mă scot eu. Și vă știți că eu nu blochez pe nimeni. Unde-s? Mulți erau pe bune de-a voștri, fanați de-a voștri. Voi înțelegeți, eu vorbesc în fiecare zi în privat. Mă sună oameni care spun, da, am votat PAS, da, m-am dezamăgit. Voi chiar vă pare că voi dacă o să stați la întuneric și nu o să faceți nicio mișcare, cumva oamenii au să liniștească, voi vă pare că dacă voi ieșiți cu toate cerințele să avem răbdare, păi noi vedem unde duce răbdare. Care răbdare? În fiecare zi se îngreunează viața. În fiecare zi cresc prețurile. Am ajuns să încep să închid afacerile în Moldova la mulți. Voi ta șereți răbdare, dar noi ta nu avem salariile voastre. Voi ta aveți salarii bine mersi, voi ta luați credite pentru salariile voastre. Înțelegeți? Sigur că voi puteți să răbdați. Păi trăiți și voi ca noi. Și dai să răbdăm toți. E ușor de răbdat pe bani străini. Băieți, eu vă spun, Putin nu trebuie să facă război. Vă spun eu. E suficient să le spună la ucraineni. Alegeți înapoi pe ăsta care au fugit, vă dau gazul înapoi, vă iau iarăși comenzi la Chidor, am blocat toate comenzi la toate zavoadele lor care le aveau și eu vă garantez că Ucraina tot ies în stradă. Îl mătru pe Zelenski. Băieți, noi trăim în secolul 21, în anul 22. Nima durnih. Înțelegeți? Nima durnih. Toți vor dușăvaia cabina. Nu vor să spele în tazic. Toți vor iPhone. Mă înțelegeți? Toți vor Mercedes, toți vor jeans. Noi nu suntem în 1980, când patriotism за родину, за Сталина, gata, nu merge. Nima durnih. Copiii lor sunt în Anglia. La toți politicienii din Ucraina, ca și la toți politicienii din Rusia, ca la toți politicienii din Moldova. Copiii lor sunt prin Europa la învățătură și copiii noștri să iasă la luptă, că ei să-și facă mendrele. Înțelegeți? Deci nu funcționează asta. Oamenii știu acum este internet. Intrați în internet și scriți, luați orice copil la oricărui politician din Moldova și vedeți unde au făcut el studiile sau unde învață. Și o să vedeți. Păi pentru cine să lupți? Pentru cine? Pentru Luca Filar? Că pățanul să-i dai cu șampanie de 500 de euro? Sau de lire sterline? Pentru cine? Pentru curvile lui Filar să lupți? A? Pentru cine? Pentru soacra lui Litvinenko? Pentru părinții lui Laiba? Care toată viața au stat pe tenderuri la stat? Făcut afaceri cu statul? Cu cine? Dați-mi un nume, pentru cine eu, Igor Cujbă Lemnaru, să iau arma în mână și să ies, pe cine să apăr eu? Pe cine? Înțelegeți? Uitați-vă, copilul lui Ciupa Ciup Sunis, și cu Filip, și cu Monopolul Pinuciu, Madame Sandu, aici tot te încurcă procuratura. Și e simplu de făcut o lege. Și cu legea produselor noastre moldovenești prin supermarket. Băi, fășesc ceva, băi, băiesc, o să vă mături poporul ăsta, șierbe apa deja, dați drumul la par. Aha, a fost drăsniță, frumoasă. Ai... Primii eu socot care ar trebui să iasă să apre Moldova, asta ar trebui să iasă Grosu, chelar vreo 3 case în Chișinău, să iasă Laiba,
să iasă oazul înăntoi, că el 30 de ani rezolvă problema în Transnistriei. El am văzut că acolo a văzut în conferință de presă, i-a spus lui Putin, iop tvoiu mati, că înăntoi numai să știi să facă, să spui, iop tvoiu mati, iop bleat, tu bleat, e că și-a făcut înăntoi. Dar el 30 de ani asta face. Dar el, bine, bine mersi, 30 de ani stă la soscă, găsudar să n-ai, omul ăsta în viața lui nu crescut o floare, el așa și vrea să zdohnească la soscă. Înțelegeți? Cine trebuie să iasă? Trebuie să iasă al de cibotari, care au fost de la PD. Diacov trebuie să iasă și apere restaurantele fix în Chișinău, primul să ia automatul mână. Gimpu trebuie să iasă numai decât, fiindcă el are afaceri cu căile ferate. Să iasă Chirtoacă, cu Versul, care a fost în scheme cu imobiliarele și Chirtoacă o face pe Țelca. Cine trebuie să iasă? Șălaru să iasă. Deci să iasă tot. Voronin, Zina Greceanu să iasă. Cine acolo? Tauber. Înțelegi? E ca ăștia sunt primii care în caz de război. Gavriliță, da? Tațu, care să povestească Tațu cum el până în 90, cât a lucrat la sovietici în domeniul care a lucrat el, nu a putut să-ți facă căsoi ăsta. Bleaci cum s-a terminat Sovietski Saiuz, el deodată a devenit om bogat. Făcând același lucru. Înțelegi? E ca să povestească Gavriliță. Cum dracu, în vremea sovieticilor, te străiau prin apartamente, tăiat cinovnișii ăștia, cum tu ca s-o terminat Sovietski Saiuz, bleai tăți o casă de milioane de euro. Înțelegeți? Ia că cine trebuie să iasă? Da, Gavriliță, cine mai este acolo? Cine să iasă? Da, ei și trebuie să iasă. Primii. Eu nu știu un sat așa să fac. Eu nu știu dacă un sat îi trebuie de hernia asta, dacă sincer. Un sat îi are șansă. Un sat îi are șansă să-i trăsnească pe tăți. Dacă o să organizeze cum trebuie, eu cred că tăți care... Dacă a ajuns maică mea deja să spună că mai gine vine un sat la putere, abdă-l în mama dracului de viață. Dacă de maică mea asta spune, abdă-l în mama dracului de viață. O să zic că mai gine vine banditul ăsta, că el cu bandit se rezolva problema. Că eu putut să-i bagi în cap la toată lumea cu usată-i bandit. Clar, eu v-am spus. Așa că, asta precis că, numai nu știu dacă lui trebuie. El are nevastă tânără, eu în locul lui nu m-aș băga în hernia asta. Doar după și de-am mai saturi de nevastă și vrei să fugi de acasă, atunci doar să-i bagi în politică. Înțelegeți? Nu știu, dar eu cred că băieți pe noi ne așteaptă mari calamități. Mari, fiindcă ei acum mai iau atmască cu războiul ăsta din Ucraina. Ei doar cum fac, ei mai arunc câte un os în mass media. Oamenii mai pun botul la tăti catletele astea cu războaie, cu i-o dat drumul la șala, l-o închis pe șala. Și populația nu se poate concentra încă la Rahat. Dar el în fiecare lună banii se duc între îndătorii, microfinanțări și așa mai departe. Voi nu uitați că legea vă apără, nu vă iau apartamente numai pe timp de iarnă. Prin martie, când o să înșeapă pățane și îi trăsniți de microfinanțări pentru datorii, să vedeți și țărcos și ei. Și ne isclucină. Ne isclucină. Se înșearcă să tăvălucu. Dar cum ați vrut voi? Dar de ce trebuie să ții? Normal, când schimbi mașina, nu vrei să ții o mașină mai sveje? Dacă tot tensori. Normal că ții una mai tânără și așa mai lucru cu tusate. E corect? Eu scot că așa e corect. Păi dacă ai schimbat mașina, că nu o schimbi, nu tot ție una mai sveje. Deși schimbi mașina, că ție tot de ani și e. Așa că usatul a făcut tot pravilă. Eu scot că așa și trebuie și în business-ul ăsta. Ia că cineva e rău. Băi, frate, nu te ajută. Tu înțelegi că amu aici care... Boresc pe aici, prin live sau scriu mesajul. Voi de mă arătați ca dragi, voi ne interați mulți. Dar mă, voi numai scriți un mesaj împotriva mea și în capul vostru s-ar vreo 10-15 oameni. Și voi luați peste bot pe polnei programe. De tot voi deja nu mai intrați în live la mine să scriți porcării. Fiindcă voi nici nu trebuie să vă răspund eu. Înțelegeți? Băieți, eu pot să vă spun una.
Din tot schema asta și trebuie să înțelegeți voi, e că pentru viitor, că politicienii, viața, n-au cum să vă schimbe, viața trebuie să o schimbăm noi, asta unul la mână, doi la mână, niciodată nu trebuie să mai votăm oameni care au fost la putere, băieți. Băgați chestia asta în cap. Nu contează! Au fost la putere, să arăte mai întâi și au făcut în perioada care au fost la putere. De atâta, mai mult în vecii vecilor, băieți, nu votăm persoane care au fost la putere, care au fost lângă putere, care au avut funcții în stat și mai departe. Băi, nu ieșim din Rahat niciodată, băieți. Nu o să ieșim niciodată din Rahat atâta timp cât noi aducem pe șieși oameni la putere. Pur și simplu, noi schimbăm aici din primul rând, ne trecem în spate ca consilieri și aici din rândul 2 vin idem ca deputați. Asta a fost jocul și cu pasul. Numai că ăștia care vin de rândul 2 sunt proști de zgheară. Și noi vedem asta în echipa pasului. Înțelegeți? Fraților, treziți-vă! Treziți-vă! Sâmbătă vă aștept în live. Sâmbătă am făcut, ați văzut anunțul. Sâmbătă vorbim despre business. Eu am să vă explic foarte multe lucruri. Am să fac așa un fel de materialul această, să vă explic eu vouă cum se poate totuși de crescut și dezvoltat la Moldova. Fraților, politica e politică, țara o schimbăm noi. Atâta timp cât în Moldova nu o să înceapă să dezvolte întreprinderile mici și mijlocii, nu o să începem să plătim impozite la stat, nu o să crească niciodată nici pensia, nici salariile. Să fie clar asta. De atâta, politica e politică, noi trebuie să ne apucăm de lucru. De aceea, eu sigur că am să vorbesc cu voi despre politic. Sunt lucruri care eu trebuie să vă le spun. Okay? Dar noi trebuie să alegem acele 4% din persoane, că mai mult dintr-o mie de oameni care se uită live-uri sau băieți, 40 de oameni mă pot să facă afaceri. Credeți-mă, nu fiecare om poate să facă afaceri. Înțelegeți? De aceea ne adunăm, ne organizăm și începem să mergem înainte, băieți. Trebuie să mergem și în afaceri și trebuie să fim atenți și cu politicienii. O seară bună. Ați văzut că azi n-am fost cu emoții și cu variante, fiindcă n-are rost. Ei deja s-a terminat, sunt jertfi. Ei n-au să-și revină. Pasul, ei poate să fac o figură frumoasă ca să moară în chișoare. Deci în momentul de genul ăsta, când tu deja ești pe ducă, când tu ești smertnic, măcar la urmă să le faci un zapadlo la ăștia care te-au podstavlit. Adică să mor măcar cu unul de gât. Asta e principiul meu de viață. Dacă eu nimeresc într-o nipaneatcă, scopul meu este când eu înțeleg gata, până aici, eu măcar pe unul trebuie să le iau cu mine. Asta e principiul meu de viață. Înțelegeți? Adică să mor în chișoare, asta se numește. Eu socot că ea ca asta pasul poate să fac. Ei sunt terminați, asta e fapt. Dar măcar să-i trăsnească vreo câțiva, ca să nu moară de șudă, că n-o să-i măture pe dânși. Ok, fraților, o seară bună, ați fost cu mine aproape 600 de persoane azi, e ok, sâmbătă vă promit la ora 6 o să facem un live bățos, să vorbim despre albini, despre agricultură, despre granturi, despre proiecte, despre cum funcționează business-ul, cum ne organizăm și potențial are Moldova, în ce domenii e bine de investit, cu minimum bani să facem afaceri și așa mai departe. Vă promit că o să vă placă. După asta, mai mult ca sigur, persoanele care o să dovedească să se înregistreze, o să continuăm deja discuția tăt-tăt în Telegram, adică cine o să vrei deja întrebări concrete să-mi dăie mie, Igor, cum de făcut asta, cum de dezvoltat asta, de ce o să fie începutul live-ului pe Facebook și după asta o să discutăm, dar vă spun din start, nu mai vreau persoane negative. Băieți, nu mai intrați în Telegram la mine, băieți care nu cred în cocoșelul lor. Asta e problema ta, că la tine nu se scoală cocoșelul. Eu nu-ți doctor, nu-ți urolog, eu nu vând viagră, deci eu am nevoie să discut cu oameni care au potențial, care vor să crească. Eu n-am nevoie nici de neudașnici, nici de impotenți, nici de negativiști. Cine simte că poate să facă afaceri, ai venit la mine în Telegram, discutăm cum să faci afaceri. Nu mai veniți de ăștia care începe să-mi povestesc, deși în Moldova nu se poate făcut business. Că de ăștia de-al de voie nu fac business nicăieri. Nici în Moldova, nici în America, nici în Rusia, nicăieri. Astea sunt impotenți. Vreau să-i dai cu caldarea viagră la dânsul coșelul pe lumea în scoală. De ăștia vă rog frumos, nici nu vă aprochez de mine. Nici nu scriți în privat, nu mă sunați. Eu vreau să am de face numai cu oameni de succes. Nu mă interesează negativul. Ești frustrat, ai probleme, du-te la doctor. Eu nu-s doctor. Ok? O seară bună. Bye!